Să rămână mărmeșor bani, iar astăzi, așa cum v-am obișnuit, am să citesc o poveste din colecția Povești Nemuritoare, intitulată Vântul, Soarele și Gerul. Poveste populară norvegiană. Într-o bună zi, soarele și gerul s-au certat aprig. De ce? Soarele avea pretenția că el e cel mai puternic, iar gerul susținea că el era cel mai grozav. Să mergem să ne judece vântul, prietenul nostru, spuse soarele. Mă încred în dreptatea lui, se arătă de aceeași părere și gerul. Și o porniră împreună la judecată, spre reședința vântului. Ajunge acolo, soarele ceru voie să-și pună primul păsul. Vântule, am venit la tine să-ți cerem să judeci tu cu dreptate care din noi e mai puternic. Dacă vreau, eu îmi fierbând tot, ar cu putere și... Și vântul nu lăsă să spună mai departe, ci vorbi el. Și, dacă viu eu și suflu un vânt rece, unde mai e puterea ta? Ia să-l ascultăm și pe ger. Puțin cam încurcat, soarele se văzu nevoit să lase să vorbească pe prietenul său cu care se ciorovăise. I-am spus eu că sunt mai puternic decât el. Dacă vreau, înghiz totul din calea mea. Și nu mi-e teamă de nimic, spuse gerul cu mândrie. Nu stau lucrurile chiar așa, spuse vântul. Toată puterea ta se topește când apare soarele, iar dacă eu nu vin să-ți țin tovărășie, puterea ta de asemenea scade, căci ger, fără vânt, nu mai este atât de puternic, atât de aspru. Mergeți liniștiți la casele voastre și fiți prieteni, ca și până acum, căci niciunul dintre voi nu e mai puternic decât altul. Se le face mai departe toți trei datoria, fără să ne mai punem astfel de întrebări. Și zicând acestea, vântul suflă o briză caldă, prietenească, asupra amândorora și-și lua rămas bun de la ei. Aceasta a fost povestea de astăzi, iar până data viitoare, pa, pa!